Eu aleg România, 100 de povești de aur ale sportului românesc, un proiect al rețelei regionale Radio România. Ghiță Mureșan este singurul basketbalist român care a ajuns să joace în NBA. Despre personalitatea sa vom vorbi în minutele ce urmează. Cel mai de succes basketbalist român mărturisește că în adolescență avea haine câte încăpeau într-o geantă. Înainte de a începe sportul de performanță, a schiat și a jucat fotbal de cartier. Cum am dat de Ghiță? Norocul lui a fost poate și această întâlnire de gradul 4, omul potrivit la locul potrivit, vorbesc de el acolo unde trebuie. În anul 1986 am plecat în deplasare cu echipa având un joc la Satu Mare. Împreună cu noi în microbus a venit și un arbitru divizionar de basket din Cluj, Gigi Sofache, un arbitru foarte, foarte bun, care, printre altele, îmi spune: Voicule, am o veste să-ți dau și am găsit ceva ce n-ai mai văzut. Și așa a fost. Dimineața la 9 m-am prezentat acolo și la un moment dat se întunecă ușa și apare el. 14 ani, 2,7 metri, niște umeri lați de bărbat, brațe uriașe și cu o voce de copil ne spune să rămână. I-am făcut împreună cu Gigi, ne-am făcut prezentări, le-am spus cu ce ne ocupăm, ce dorim de la el, ce șanse îi oferim. Asta vorba în general, nu că vei ajunge în NBA sau nimeni nu putea să știe atunci exact ce se întâmplă. Dar am crezut în steaua lui și nu m-am înșelat. În primul an am văzut la el o dexteritate, o îndemânare sub panou, o manualitate. Stânga-dreapta, aruncări, pronație, supinație, efecte, cârlige, semicârlige, pe care mulți jucători mari nu le fac. Deficitar și a rămas deficitar totuși la capitolul calități atletice în picioare. Dar a compensat prin poziție, prin stabilitate și unde ajungeau mâinile lui Ghiță era cerul senin. Deci nu avea pe nimeni lângă el. Și-a început cariera de basketbalist profesionist la Universitatea Cluj, în sezonul 1991-1992. După un an a fost cooptat în echipa Elan, Bernet, Polac, Ortez, una dintre cele mai bune din istoria basketului francez. Aici a evoluat în sezonul 1992-1993, după care se transferă în cel mai puternic campionat de basket din lume, cel american. În NBA a jucat la Washington Wizards între anii 1993 și 1998. În sezonul 1995-1996 a fost numit jucătorul din NBA care a progresat cel mai mult. Ghiță Mureșan a disputat ultimele 31 de jocuri în NBA pentru echipa New Jersey Nets între anii 98-2000. În total, cariera lui în NBA a însemnat 7 sezoane, 307 meciuri jucate cu o medie de 21,9 minute pe meci și 9,8 puncte reușite. Măsurând 2,31 m, românul este cel mai înalt jucător din istoria NBA, dar și cel mai înalt român în viață și al doilea cel mai înalt om din Uniunea Europeană, după actorul britanic Neil Fingleton, care măsoară 2,32 m. Nici lui Ghiță Mureșan nu este străin actoria, astfel, în 1998, românul și-a făcut apariția pe marile ecrane în drama-comedie My Giant, Gigantul meu, film regizat de Michael Lehmann. Deși trăiește de o bună bucată de vreme în Statele Unite ale Americii, uriașul Ghiță Mureșan nu a uitat de unde a plecat, iar din 2004 organizează în fiecare an în România o tabără de basket pentru copii. Când vine în Cluj, totdeauna ne întâlnim, iar că au trecut 30 de ani și am rămas tot noi. El e Ghiță, profesorul, și eu sunt voi cu profesorul. Mă mândresc cu asta. Eu aleg România, 100 de povești de aur ale sportului românesc, un proiect al Radio România Regional. Toate filmele le puteți vedea pe site-ul radiocluj.ro sau pe site-ul campaniei eualegromania.ro.